Fie el natural sau obținut prin decolorare și vopsire, părul blond are întotdeauna nevoie de mai multă îngrijire decât cel închis la culoare. Folosiți doar produse profesionale, atât pentru vopsire sau spălare, cât și pentru styling și nu uitați măștile reparatorii. Toate acestea joacă un rol extrem de important în menținerea unui blond ideal. Părul blond are nevoie de mai multă îngrijire față de nuanțele mai închise, deoarece firele de păr sunt mai sensibile la factorii de mediu precum soare, apă și poluare. În cazul nostru, părul fiind așa de blond, trebuie să folosim produse speciale pentru părul blond. Hidratarea este foarte importantă în cazul nostru, fiindcă este un păr decolorat. Există câteva metode prin care firele blonde se păstrează hidratate, sănătoase și strălucitoare, dar aveți grijă ca produsele să fie dedicate tipului dumneavoastră de păr. Un șampon pentru păr vopsit, o mască de hidratare, un conditioner, o mască poate fi aplicată la a treia spălare, deci cam o dată la o săptămână jumate. Putem să folosim alternativ un balsam, ne luăm ca reper de la urechi în jos, niciodată nu aplicăm în zona de rădăcină, deoarece riscăm să se încarce rădăcina și să aibă un aspect mai încărcat, mai lipicios. Deși o îngrijire la salon este foarte importantă pentru părul blond, putem să-i oferim o atenție aparte și acasă. Șamponarea corectă, două șamponări, apa care ne șamponăm să fie călduță, tratamentul de după șamponare, o mască mai puternică, mai puternic hidratantă și obligatoriu o protecție termică. Evident, și tehnica de vopsire este importantă pentru că procesul de decolorare poate afecta structura firului de păr. Cu produsele potrivite însă și cu respectarea ritualului de îngrijire, părul blond este considerat totuși cel mai atrăgător. În cazul nostru, facem vopsirea la rădăcină la 3-4 săptămâni, iar pe lungime împrospătăm o dată la 2 luni, 3 luni. Pentru a schimba reflexul, nuanța, asta e și în funcție de anotimp. Cred că sunt o norocoasă că am un păr foarte sănătos. Procesul a durat câțiva ani ca să ajung și la lungimea respectivă și la o culoare uniformă. Este foarte important să ții cont de sfatul specialistului, să folosești produse de calitate. Nu în ultimul rând, țineți cont de faptul că instrumentele de coafat, precum placa, onduratorul sau peria rotativă, ar trebui folosite cu o oarecare precauție, deoarece usucă părul.